O, mi-au venit porumbei, hello, hello, gata pentru o nouă lecție pentru dansul mirilor, dansul, expresia la verticală a ceea ce vrei să ți se întâmple la orizontală noaptea anunții. Cum a fost? Ați repetat în weekend? Ați făcut pași? A, am făcut pași. Great, să-i dăm bice, haideți, un, doi, trei, un, doi, trei. Am, am făcut pași, când am zis spală vasele, fă pași. Nu, n-am, pe eu cu probleme cu spatele și n-am putut să repetăm, dar... Doare spatele, fată. Arta cere sacrificii. Nu-mi stai pe tic tot toată ziua și te mir că nu-ți ies pașii. Da, <laughs> stați un că nu ne trei minute de dans, nu o coregrafie de dans pentru tine. Se zice că la o doua nuntă iese mai bine dansul mirilor. Ha, <laughs> dar nu, noi nevoie. Noi o să ne unim destinele pentru vecie. nuntă. Legați de ce? <laughs> Haideți, arătați-ne. Vă arăt, weekend mi au făcut un tatuaj inghinal extraordinar. Pa și pa și pa și pa -și. Hai, Vlad, te rog eu frumos, dă silința, că și cum nu se prinde nici nimic de tine, te rog. De vreo că mai bine dansez cu stâlpul de acolo decât cu valin. Vlad mă cheamă. Bun, să începem. Așa, mâna dreaptă, suav, nohăț pentru Dumnezeu, nohăț. Fragil, suav, miresica, tot un zâmbet. E ziua ta cea mare. Hai, doi, trei și, doi, trei și... Nu așa țapă în vali, dragă! Vlad mă cheamă. Whatever, nu contează. Acum o ridici și faci o piruetă. Cu a, îmi cer scuze, parcă am spus un vals nu așa de complicat. Ceva mai simplu, fără piruete. Plus că fără... fac hernie dacă o ridic. Vreo două, trei chile jos prin părțile esențiale. În cap în rochia de mireasă? Poftim? Eu ți-am zis. Honey, invitații trebuie mulțumiți. stați -sta un pic, pentru a le dăm mâncare. Mâncare? Le dați bușe de muse cu somon fume? Da, o să fie și doradă pe pat de legume și orez basmati, o să fie. Oh, ce încântat o să fie mătușa din aruncut. Ok, dragii mei, dansul este romantism, dansul este ceva intim. Pentru... în fața la 500 de persoane. Numai 500 aveți invitați la nuntă? Păi da, pentru care rude săraci de aia. Iar începi. Ok, ok, să ne gândim la altceva. Uh, mireasa, da, îl cuprinzi, languros. Nu așa, mă! Vrei un masaj de relaxare? putem face toate cursurile astea pe Zoom. Îl cuprinzi tu la anguros, da? Mirele se uită ferm în ochii tăi și începeți. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și uh, ești ciocuș cumva? Nu, nu, că nu iese, nu iese. Vasi, dragă. Vlad mă cheamă. Vali, o La dans, la vas, ești vax. Trebuie să vă caut o altă melodie care să vă pună în evidență iubirea, să vă pună în dragostea voastră pentru o veșnicie. Hai să sperăm că nu durează chiar atât. Păi dacă vei ca tata, tot o să dureze maxim 5 ani, zic eu. Ce-ai cu tata? Ce-ai cu tata? Când o mașină de fobie, nu? A, da, mașina aia cu care îl duc eu la piață în fiecare săptămână să-și vândă toți cartofii. Da, să-și vândă cartofii, că cineva trebuie să lucre în casa asta, că ți este trebuie rog, trebuie papuce, îți trebuie de toate. Cam ta. Da, cum mă, ce ai, mă? Ce am cu măta? Uite ce am, că nu mă suportă. Da. Nu mă suporta din prima zi. Pe dacă vorbești cu ea ca un idiot, cum să te placă? Așa vorbești și ea cu mine. A, da? Las că te da. obișnuiești și după ce ne mutăm la el după nuntă. Cum, da, cum adică ne mutăm la voi? La noi ne mutăm. Și unde vrei să mă mut în două camere? Unde dorm în bucătărie? Știi ceva? Dacă nu-ți convine să te muți cu n-ai să nu te muți. Păi să-l liniști că nici nu mă mut, nenorocit. Lumea vreau să te văd în viața mea. Nici da, stai să gătăm măcar cursul, că l-am plătit. Am o soluție. Pentru ce? Pentru dansul mirilor, pentru nunta voastră, oricum te împaci cu ea. Acolo, în mijlocul nunții, pe de dansul să fie numai fum. Până la nivelul gâtului nu mai fum o să fie. Practic o să ni se vadă doar capetele în marea aia de fum. Și ce, să dansezi ca măgarul ceață? Tu ai zis-o! <laughs>